Eu vreau să mulțumesc Ramonei că a scris toate aceste cărți. Citind Statul Paralel, aproape că am avut o revelație că și uitasem câte seri am înghețat în piață și cât de frig a fost. Uitarea vine peste noi așa și când lucrurile încep să fie un pic mai bine, aproape că am uitat cât de rău ne-a fost și cât de tare ne-am chinuit și tocmai de-aia cred că ajungem mereu în situația asta, că uităm foarte repede cât de ușor ne putem întoarce la ceva rău. Am recitit și am retrăit unele dintre seriile alea în care tremuram cu toți în piață și aproape că erau momente când ne pierdusem speranța, însă dacă de duminică încolo sau de luni încolo vom avea un pic mai, ne va fi un pic mai bine și pentru că noi toți și toate sutele alea de mii de oameni au stat acolo în piață, au crezut și n-au renunțat. Și pentru că Statul Paralel trebuia să aibă un binom, că ne-am gândit că noi ne tot întrebam cine e binomul ăsta și unde îl vedem și noi, ne-am zis să, într-o seară în piață, fiind cu Carmen, ne-am zis hai să fim noi binomul, că nu reușeam să-l identificăm și de atunci am rămas binom. Din păcate, Carmen n-a putut să fie în seara asta cu noi, deși i-ar fi plăcut. Cred că tot ce am trăit în perioada aia și tot ce am trăit noi în ultimele luni ne-a făcut să înțelegem cât de important e să ne implicăm și să înțelegem că de fapt de noi depinde ce se va întâmpla în viitor, că de fapt fiecare dintre noi putem să punem o cărămidă nu doar la noi facem un spital, ci la noi facem o țară. Și mi-aș dori tare mult să nu mai ajungem niciodată în situația de a sta luni de zile la minus 10-15 grade în frig, ca să ne apărăm de hoți. Ramona, îți mulțumesc că ai scris, pentru că sunt sigură că peste 10 ani o să recitesc cu plăcere și sper cu detașare să-mi aduc aminte, Doamne, prin ce am trecut și ce bine ne-i acum. Și